ziua tuturor! Astăzi doresc să vă vorbesc despre spațiile energetice de protecție, cum le facem și cum ne ajutăm de ele pentru a ne proteja. Informațional, de tot ceea ce vine către noi din afara mediului în care trăim. De-a lungul seminariilor de radiestezie, o temă foarte întrebată a fost cum ne protejăm de informațiile care vin către noi în timpul procesului terapeutic. Deoarece mare parte din elevii mei practicau sau practică terapia la ei în cabinet, a existat o teamă sau există în continuare o mică teamă vis-a-vis de acest subiect. Marea teamă este de a prelua energiile negative de la pacient, de a prelua bolile pacientului sau alte forme de informații care ar putea trece de la pacient la terapeut și care, în perspectivă sau ulterior, să le facă rău. În realitate, totul se poate explica simplu și pe înțelesul tuturor. Nu poți prelua de la pacientul tău dacă tu, ca terapeut sau ca om, dar aici e vorba de terapeut, ai nivelul de vibrație peste cel pe care l-ai pe masă, în terapie. Deci tu, ca terapeut, este bine să fii la un nivel de vibrație net superior. În radiestezie există un parametru numit beneficitate. Iar tu, ca terapeut, este bine să ai la o măsurătoare a acestei beneficități peste 83 beneficitate. Asta înseamnă că tu ești vindecat, că starea de sănătate a umbrei tale este vindecată în proporție cât mai mare, iar pentru că tu în interiorul tău ai multe programe vindecate, nivelul tău de vibrație este mult mai sus și nu mai poți prelua nimic. Da? Pentru persoanele care nu cunosc tehnici de terapie spirituale, sunt câteva metode simple pe care le pot aplica zilnic pentru a nu intra în rezonanță cu programele negative de-a lungul zilei, după, da, de când s-a trezit și până când adoarme din nou sau chiar și în somn. Toate exercițiile de protecție este bine să fie făcute minim 7 zile, 21 de zile și așa mai departe. Nu îl faci odată, după care îl mai faci după altă 2 săptămâni, 3 sau când îți aduci aminte. De ce? Pentru că structurile noastre energetice au nevoie să învețe informația și să o înțeleagă. Chiar structura noastră fizică, corpul nostru, are nevoie să integreze și să învețe informația pe care noi o introducem zilnic printr-un anumit ritual care durează câteva minute. Ei, un ingredient special pe care e nevoie să-l activezi și să-l folosești în momentul în care începi să-ți faci protecția, este imaginația. Pentru persoanele care nu își pot imagina lucruri, poți scrie în comentarii acest lucru și voi face un video cu tehnici simple prin care să începi să îți poți imagina. Și spun acest lucru deoarece
Am întâlnit persoane care nu își puteau imagina ceea ce le spuneam eu să vizualizeze cu mintea. Prima metodă de protecție este activarea Merkabei. Ce este o Merkabă și cum o activăm? În primul rând, Merkaba, pentru a o putea vedea, sunt două piramide bază în bază. Da? Deci două tetraedre bază în bază. Noi, în momentul în care activăm acest tetraedru, cu ajutorul imaginației, creăm în jurul nostru Merkaba. O vedem, o vizualizăm, partea de sus a piramidei, partea de jos a piramidei. Noi suntem în mijlocul acestei structuri create și începem să rotim cele două piramide. Partea de sus o rotim în sensul acelor de ceasornic, partea de jos antiorar, invers a celor de ceasornic, și o rotim din ce în ce mai repede. Și cele două structuri le rotim din ce în ce mai repede până, tot cu ajutorul imaginației, putem vedea cum prin rotirea lor creează un câmp electromagnetic din ce în ce mai mare în jurul nostru, până ne introduce complet într-o sferă de lumină. Iar această sferă o puteți vedea de culoare aurie, care s-a creat de jur împrejurul vostru. Când este creată complet, de jur împrejur, atunci sunteți gata să începeți ziua. Puteți introduce și un program de control, de exemplu. În momentul în care începeți să rotiți piramidele, programul de control pe care îl introduceți acolo este: în momentul în care s-a creat această sferă, eu voi simți furnicături în corp. Iar în momentul când sfera este creată complet, prin rotirea celor două tetraedre, veți simți în corp acele furnicături și atunci știți că procesul s-a terminat și puteți să vă continuați ziua, așa cum v-ați propus-o. Ei, această tehnică e nevoie să o faceți minim 7 zile, maxim cât doriți dumneavoastră. O a doua metodă este să folosiți câmpul chakrei 1. După cum știți, noi pe corpul nostru fizic și pe corpul nostru energetic avem 7 porți energetice prin intermediul cărora acumulăm energie, informații, algoritmi din câmpul cuantic, energie, informații și algoritmi care ne ajută să fim ceea ce suntem, să respirăm, să trăim. Ei, prima chakră sau prima poartă energetică se află la toți oamenii între picioare și creează de jur împrejurul nostru un câmp care atrage în el energie vitală, energie care ne menține viața. Bun, acum, cum acumulăm această energie și conștient și creăm acest câmp puternic de jur împrejurul nostru? Simplu. Cu ajutorul imaginației. Pentru acest lucru e nevoie să fim așezați pe un scaun sau pe un fotoliu cu spatele drept, deci nu întinși în pat sau pe canapea. Și cu ajutorul imaginației și respirației începem crearea acelui câmp energetic și începem să respirăm. Cum facem respirația? Respirația o facem pe nas și vedem cu ajutorul imaginației cum o energie pe care o luăm de jur împrejurul nostru din câmpul cuantic în care ne aflăm ne intră pe nări, în interiorul corpului nostru, după care iese prin pielea noastră și se tot extinde.
Și cu prima respirație vedem cum respirația e nevoie să fie lungă, nu respirații scurte, deci respirații lungi, și vizualizăm cum tragem energia și ea intră în corpul nostru și pur și simplu ne umple corpul, da? Cu a doua respirație începe să iasă ușor din corp, cu a treia este mai departe de corpul nostru și mai departe și mai departe, undeva ajunge la un 4-5 metri de jur împrejurul nostru acest câmp de energie vitală. Acest lucru nu durează mult. Vă imaginați, 5 respirații sunt aproape, să spunem, dacă sunt mai profunde, undeva la 10 secunde. Deci în 10 secunde, 20 de secunde, să spunem, până înveți să-ți folosești imaginația și vezi câmpul de jur împrejurul tău, pentru că în momentul în care îți focusezi atenția pe câmpul din jurul tău, acolo unde este atenția ta, se creează și câmpul. Deci în 10 secunde, 20 de secunde, tu ai creat o sferă de protecție, un câmp de protecție cu energia vitală de jur împrejurul tău. Atât pentru astăzi. Ne vedem la următorul video și acest exercițiu e nevoie să faceți minim 7 zile, maxim cât puteți voi. Puteți da un like, subscribe, apăsați pe clopoțel la acest canal, pentru că mă ajută și astfel primiți și voi tot ceea ce eu postez pe data viitoare.